Pacea Domnului! Aș vrea să citesc două versete din cartea profetului Maleahi, din capitolul 2, versetele 15 și 16. Maleahi 2, 15 și 16. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama, dar, în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cei ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Amin. Veniți să rugați. Permiteți mai întâi să îmi spun bucuria de a fi din nou la Panta, la Biserica Elin, împreună cu dumneavoastră. Am avut o părtășie deosebită aseară cu slujitorii bisericii. Ne-am curat de mult binecuvântat. Adică să ne spui bucuria de fapt cu fratele vostru Cornel Golan, sora de care, de fapt, noi suntem și prieteni și întâlniți. Fratele sorei vostre, care este cinele. Și, după cum știți, fratele Cornel, cred că relațiile de prietenie pe care le clădim în viață sunt relații puternice, sunt relații de viață. Bineînțeles că ele trebuie întreținute și vizitele pe care noi ni le facem unii altora, chiar dacă suntem la distanță, întrețin aceste relații, le întăresc. Mă bucur să văd că Biserica Elin este o biserică vibrantă, binecuvântată, oameni deosebiți. Am observat că între slujitorii bisericii este un număr de slujitori mai în vârstă, care dau experiență, echilibru, lucrării sunt slujitori mai bine, care dau vigoare și entuziasm. Și combinația aceasta este întotdeauna benefică unei biserici. Apreciez părtășia pe care o am din nou cu fratele Harry Mineț. Așa după cum știți, el este fața publică a acestei urmescu misiuni vitale pentru credincioșii din Statele Unite, Liberty Council. Atunci când am început de mersurile pentru redeschiderea Bisericii Elin. Și războiul pe care noi l-am avut în Chicago a fost un război mai mare decât și imaginează mulți. Cine știe câte ceva despre orașul Chicago știe că Chicago nu este Statele Unite ale Americii, Chicago este un imperiu, este un regat în sine. E o țară separată, un sistem separat, controlat într-un mod mafiotic, de Partidul Democrat și de asociații. Orașul Chicago este, într-o anumită zonă a lui, este o plantație, unde minoritățile sunt subjugate, ținute în ignoranță, folosite doar ca bloc electoral, oferindu-i se doar posibilitatea de a supraviețui. Orașul Chicago nu este chiar așa de rău cum vi-l închipuiți, datorită faptului că, eu le-am spus la mulți, pe coasta de vest sunt socialiștii de tip nebun. Pe coasta de est sunt socialiștii de tip prost. În mijloc sunt corupții. Și le-am zis la mulți americani, mă, dacă tot vreți socialism în țara asta, am o rugăminte la voi, nu luați nici socialismul nebunilor, nici pe al proștilor, luați pe al corupților, că în corupție te mai strecori, mai plătești nicilor
tocmai te descurci. Noi știm asta din experiența noastră românească. Românul de aia s-a descurcat, dar acum, uite, de exemplu, un socialist pur de tip nazist, în Germania nu s-a putut descurca nimeni. N-ai putut să o iei de două ori, lasă-mi omul la dreapă, n-ai avut cale de mijloc. Și mai în urmă, mai în serios, ne-am spus, dacă vreți socialist, luați-l pe ăsta, modelul digital. Ei, în sistemul acela, războiul a fost foarte dur, dar și foarte scurt, pentru că, așa după cum știți, socialiștii corupți știu că îmi dau cu capul de zi de beton și dau înapoi, se opresc. Ei, pentru noi, colaborarea dintre Elin și Liberty Council a fost exact acel lucru care n-a putut fi răsturnat nici de o maioriță, maioriță, mă rog, ce vrea să fie, care nu mai e. Nici am știe. Nici am probabil nu știe, însă Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a ajutat și încă o dată ne exprim recunoștința față de Liberty Council și fratele Haimiteț. Costul unui asemenea caz implica foarte multe sute de mii de dolari. Când ne-am rugat împreună cu frații, am spus singurul lucru care ne blochează este reprezentarea legală. Reprezentarea legală într-o asemenea situație costă enorm și dacă nu avem, mă pot pune pe mine în pericol, dar n-aș vrea să pun biserica în pericol. Încă o dată, fratele are mulțumit din toată inima. Tema pe care am propus-o pentru această conferință se referă la integritate și fidelitate maritală, conjugată. Trăim într-o vreme în care diavolul atacă pe multe planuri. Există un atac legal și mă gândesc că asta este zona de confort a fratelui Harry, care va putea să vorbească mult. Acesta există un atac mediatic și cultural. Vă rog să observați că marea majoritate a show-urilor de televiziune, a operelor de săpun, dacă e soap, săpun să fie, dar nu un săpun care te spală, un săpun care te murdărește, are loc de face cu o relaxare a limitelor morale. Cineva îmi spunea odată că a avut această dependență de show-urile astea. Avea business și putea să-și permită dimineața să stea mai mult de acasă și spune împreună cu soția, ne uitam în fiecare dimineață la cel puțin două show-uri de genul acesta. Până când ne-am dat seama că trăim viața altora și că noi nu trăim. Și că, de fapt, ei trăiesc viața noastră pentru că noi nu mai existăm. Puneam pariul, ce o să se întâmple, cine cu cine o să meargă, cine pe cine părăsește, cine pe cine înșală. Și pur și simplu trăiam viața asta duplicitară. Mergeam la biserică, auzeam cuvântul lui Dumnezeu, dar în cursul săptămânii, în fiecare zi, cel puțin două ore, trăiam prin proxy. Trăiam experiențele altora de viață. Fără să ne dăm seama, la un moment dat, când Duhul lui Dumnezeu ne-a cercetat, ne-am dat seama că moralitatea noastră devenise relaxată. Eram foarte toleranți față de ceea ce se poate întâmpla într-o familie, inclusiv, ăsta este cel mai grav lucru, infidelitatea. Ei, dacă aș vorbi în Hollywood, unui grup de actori, probabil că le-aș vorbi despre infidelitate, la nivelul relațiilor de ordin fizic. Dumneavoastră sunteți copiii lui Dumnezeu. Presupun că fiecare înțelege cât de gravă este infidelitatea în familie atunci când se consumă din punct de vedere fizic. Noi nu încercăm să purtăm războiul pe teritoriul ăsta. Deși dacă cineva a alunecat, există cale de realitate, vă vorbim și despre asta. Noi încercăm să ducem această bătălie la nivelul minții, pentru că orice faliment spiritual începe în minte. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu spune de două ori în pasajul pe care l-am citit. Luați seama, dar în mintea voastră, la nivelul minții,
se câștigă sau se pierde bătălia. Nimeni nu cade în ispită. Nimeni nu falimentează spiritual, din punct de vedere fizic sau practic, aplicat, până mai întâi războiul nu este pierdut la nivelul minții. Când vorbim despre minte, nu vorbim despre creier. În Scriptură, mintea și inima sunt termeni interschimbabili, care înseamnă, de fapt, același lucru. Reprezintă centrul existenței noastre sau sufletul și mintea și inima. În Psalmul 139, versetul 23, spune: cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Încearcă-mi și cunoaște-mi gândurile. Acum, noi asociem gândurile cu creierul. Și aici Biblia asociază gândurile cu inima. De fapt, mintea și inima sunt unul și același lucru. Pentru că și mintea și inima, în sensul pe care îl voi explica imediat, se leagă de centrul existenței, de adevărata noastră identitate, care este sufletul nostru. Matei 15 cu 19. Domnul spunea că și din inima ies gândurile rele, uciderile, de-a curviile, curviile, furtișacurile, mărturile mincinoase, culele. În Luca 9, 47, cuvântul Domnului spune că ucenicii aveau o mare dezbatere, cine o să fie șeful după ce nu mai e Domnul cu ei. Și spune Iisus, le-a cunoscut gândul inimii. Le-a cunoscut gândul inimii. Acum, noi niciodată când pronunțăm cuvântul gândul, nu arătăm cu degetul spre inimă, arătăm cu degetul spre cap. Omul este format din trup, suflet și duh. Asta este identitatea noastră completă. Suntem o trinitate. Acestea sunt imposibil de separat la momentul ăsta. De exemplu, câți dintre dumneavoastră v-ați aranjat, văd că arătați foarte bine, știți că v-ați aranjat, v-ați petonat, v-ați echisit. E cineva care nu s-a uitat în oglindă dimineața asta. E că toți ne-am uitat. Și dacă nu așa am făcut. Care dintre dumneavoastră, când v-ați uitat în oglindă, ați văzut trei? Dacă da, nu cred că avem funcție. Iar aici, speranța mea este că ați văzut o singură persoană. Dar, de fapt, sunteți trei. Trupul pe care l-ați văzut este doar o componentă a existenței. În spatele trupului este sufletul și deasupra este duhul. În 1 Tesaloniceni 5 cu 23, Pavel spunea: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Iată cele trei componente ale identității noastre. Acum, sufletul, identitatea noastră centrală, nu este preexistent. Am auzit odată o chestiune nostimă că Dumnezeu are o cămară de suflete unde le ține ca într-o garderob și se uită să vadă unde să mai trimită un suflet. Sufletele nu există. Sufletele oamenilor nenăscuți nu există. Ele apar. Și vă spun și cum. Prin fuziunea între țărână și suflarea de viață care vine de la Dumnezeu, atunci apare un suflet vin. Atunci se naște identitatea omului. Ascultați ce spune în Geneza 2:7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. Ce a fost după ce l-a modelat? A fost un biberon, a fost o formă oarecare. Pământ, fără mișcare, fără identitate, fără nimic. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet vin. Practic, identitatea noastră, existența noastră, completă, începe prin intersecția, prin fuziunea dintre țărână și Duhul de viață de la Dumnezeu. Când acestea se pun împreună, atunci apare o nouă identitate, o nouă ființă, care nu poate fi și nu poate funcționa pe pământul acesta decât în forma aceasta trinitară, completă. Trup, suflet și Duh.
Ce cuprinde sufletul? Sufletul cuprinde sentimente, rațiune și voință. Sentimentele, emoțiile noastre sunt la nivelul sufletului. Rațiunea noastră funcționează la nivelul sufletului. Și rațiunea și sentimentele contribuie la cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni l-a dat, și anume voință proprie. Dumnezeu ne-a creat pe timpul și asemănarea Lui cu capacitatea de a decide, de a lua decizii. Trupul cuprinde simțuri, cele cinci simțuri, instincte și funcții organice. Iar la nivelul Duhului se află conștiința, care este o busolă a discernământului între bine și rău, cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. În Eclesiastul 12:7 spune că omul trebuie să se pocăiască, să întoarcă la Dumnezeu, să caute pe Dumnezeu, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Cu alte cuvinte, moartea reprezintă o întoarcere a trupului în țărână și o întoarcere a Duhului la Dumnezeu. Ce se întâmplă cu sufletul? Asta este un subiect pentru altă dată. Dar odată în ființă, odată ce a luat ființă, sufletul este etern. Vedeți, noi când le predicăm oamenilor Evanghelia, noi nu le oferim eternitate. Eternitatea o au oricum. Noi le oferim eternitatea cu Dumnezeu, pentru că eternitatea are două compartimente. Compartimentul cu Dumnezeu și compartimentul fără Dumnezeu. Doar ca o paranteză, pentru că aș vrea să înțelegeți de ce Dumnezeu se luptă în halul ăsta pentru sufletele noastre. Cât de valoros este un suflet. Am să vă spun. În momentul în care Domnul Iisus Hristos merge în Ghețimani și are acea agonie profundă, rugăciunea pe care noi trebuie să o interpretăm, nu greșit, dar incomplet. Tatăl, dacă este cu putință, departează la harul acesta. Ce este, de fapt, rugăciunea aceasta? Rugăciunea aceasta este sublimă, este fantastică. Agonia Domnului din Ghețimani demonstrează câteva lucruri extraordinare. Primul lucru pe care îl demonstrează este că Domnul Iisus Hristos a fost om, 100%. Pentru că urmau cuiele, urmau bătăile, urmau insultele și ca om s-a revoltat împotriva paharului care erau toate acestea înghesuite. A doua demonstrație pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos a fost a divinității sale, pentru că în pahar erau toate mizeriile și murdăriile omenirii. Și El, ca Dumnezeu sfânt și desăvârșit, s-a scârbit de ele. N-a vrut să ne bea. A dovedit sfințenia și absolutul divinității sale. Și în al treilea rând, a demonstrat că e unica soluție pentru mântuire. Pentru că a stat, dacă e cu putință, depărtează paharul. Și Dumnezeu a spus, nu se poate. Hristos este absolut în iubirii divine. Ca atât de mult mai iubit Dumnezeu lumea, că este cuantificat pe iubirea divină, încât a dat pe singurul lui Fiu, care înseamnă tot. Pentru ca oricine crede, adică toți, să nu piară ce să aibă viață veșnică, adică totul. Ori când vorbim de absolut, vorbim de incomensurabil, vorbim de ceva fără limite, fără măsură. Pentru cine a făcut Dumnezeu asta? Pentru sufletul tău. Vedeți, în iad nu vor ajunge oamenii pentru că Dumnezeu e fericit să-i țină acolo eternitate. Dar mulți spun, dar Dumnezeu atât de bun, dar nu se răzgândește la un moment dat. Nu se răzgândește. Și uite de ce. În iad ajung oamenii pentru ca să plătească datoria păcatele lor. Și psalmistul spunea căci prețul răscumpărării sufletelor lor este așa de mare că nu se va face niciodată. Spun asta ca să vedeți cât de mare valoare are sufletul tău în care Dumnezeu a așezat identitatea ta în mod obiectiv.
dincolo de trup care este, așa este cunoscut în societate, dincolo de Duh, unde Dumnezeu a așezat busola aceasta care reglează spiritul nostru de între bine și rău, de alegere între bine și rău. Adevărata mea identitate este la nivelul sufletului și sufletul este așa de prețios încât Dumnezeu a dat totul, s-a buzunărit și a dat buzunarele pe toți. A rămas fără nimic. Știți ce spune Daniel? Că unsul va fi stătit și va rămâne cu nimic. Dumnezeu s-a buzunărit și a dat buzunarele pe toți. A rămas fără nimic când l-a dat pe Domnul Iisus Hristos. L-a investit pentru cel pentru mântuirea unui suflet. Dacă un suflet avea nevoie de mântuire, același preț trebuie plătit. Cu alte cuvinte, toate valorile materiale, toate substanțele, toate chimicalele, tot aurul din univers, toate pietrele prețioase, tot universul material, dacă ar fi strâns într-un gem, într-un punct, și l-am comercializat în ce valută vreți voi, nu poate atâta prețul, pentru că sunt valoarea unui singur suflet. Pentru asta am luptat numai aici. De-aia învățăm să ne păstrăm integritatea. Și mintea sau rațiunea este la nivelul sufletului. Dragii mei, creierul și inima sunt un procesor și o pompă. Atâta. Creierul e un procesor. Inima e o pompă. Deocamdată au reușit să facă pompe. Se luptă acum să facă și procesoare. Dar suflete nu pot să facă. Ei, hai să ne întoarcem la minte, ca să învățăm cum putem să ne păstrăm integritatea la nivelul minții. Mintea funcționează mai întâi prin documentare. Mintea se documentează. Memorie, informații, experiențe, imagini sau clișee. Toate acestea se strâng într-un card la nivelul minții, la nivelul memoriei. Mintea funcționează și prin dezbatere, analiza rațională, filtrul conștiinței. Ne oprim puțin la conștiință. Conștiința este mai întâi de tip generic. În conștiința fiecărui om au fost așezate câteva lucruri bazice. De exemplu, gândul veșnicii. Spune Dumnezeu a pus în ei gândul veșnicii. Ne naștem cu gândul eternității, cu gândul veșnicii. Sunt niște lucruri obiective pe care le moștenim prin naștere. În conștiința fiecărui om există gândul veșnicii. Acum, pe lângă gândul veșnicii, în conștiința noastră se magazinează baza de educație pe care o primim. Sunt conștiințe sensibile, sunt conștiințe mai împietrite, că au inima împietrită. Ce înseamnă o inima împietrită? Tot la nivelul sufletului este vorba de conștiință, de cuget. Există cuget luminat de Duhul Sfânt, există cuget înfierat cu fierul roșu. Conștiința noastră poate fi manipulată. În conștiința noastră, nu numai în mod obiectiv lucrurile pe care le-a așezat generic Dumnezeu acolo, dar noi, prin educație, formatăm conștiința noastră să fie mai permisivă, să fie mai restrictivă. Sunt oameni care nu mai sunt mustrați în cugetul. Serial killers, oameni care acum au rost de oameni. Pentru ei, lucrul respectiv devine un fel de distracție. De ce? Pentru că și-au omorât conștiința, au înfierat-o cu fierul roșu. Există conștiințe atât de degradate, la ora actuală, le vedeți descrise în roman 1, dar le vedeți în societate. Nu se mulțumesc să se degradeze pe ei. Vor să corupă lumea întreagă la stilul lor de viață. Adică degradează nu numai conștiința individuală, degradează conștiința socială, lucruri de care ne-ar fi fost scârbă și să ne gândim, ne-am fi strâmbat la ele. Au venit niște lucruri acceptabile pe care societatea le celebrează. Mintea funcționează prin documentare, prin dezbatere. Bineînțeles că în cadrul acestei dezbateri, la nivelul minții, acționează și
între națiile și instinctele carnale, poftele firii. Și apoi, la nivelul minții se petrece decizia și urmată de o acțiune. Haideți să ne uităm puțin la niște versete biblice ca să așezăm contextul acesta general al războiului pentru integritate la nivelul minții. Romanul 14. Ascultați. Când neamurile, măcar că n-au lege, aici se referă la legea lui Dumnezeu, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege și îi dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Aici trebuie să facem o paranteză, pentru că am auzit că foarte mulți având probleme cu felul în care Dumnezeu îi va judeca pe cei care n-au auzit niciodată de Hristos. Dă-ne, dacă e un musulman care n-a auzit de Hristos, hai să fim. Cum îl va judeca pe Dumnezeu? Țineți minte. Mintea, sufletul, rațiunea, judecata noastră este ceva extraordinar. Un om își creează propriul lui imperiu, cu legile lui, cu perceptele lui, cu ceea ce el consideră bine sau rău. Nu există niciun om în lumea asta, în conștiința căruia, indiferent cine l-a educat, cine l-a format și ce experiențe de viață a avut, să nu aibă măcar un lucru pe care îl declară bun și să nu aibă măcar un lucru pe care îl declară rău. Pentru că deosebirea între bine și rău, acumulată când au mâncat din pomul oprit, este universal. Această deosebire între bine și rău produce în cugetul tău. Nu mă interesează. Hitler a avut măcar un lucru pe care l-a considerat bun și măcar un lucru pe care l-a considerat rău. Asta este cel mai negativ personaj al istoriei, cel puțin din cât știm noi. Nu? Ascultați. Când Dumnezeu, în primul rând, noi nu trebuie să îi putem de grijă lui Dumnezeu. Dumnezeu se va descurca pe mine în ziua judecății, când va judeca lui, după Evanghelia lui Pavel. Dar de ce leagă Pavel judecata lui Dumnezeu și spune lucrul ăsta se va dovedi? Ce? Că oamenii sunt singuri lege. Că fiecare om, oricât de ignorant este în ceea ce privește Harul, în ceea ce privește existența lui Dumnezeu, în ceea ce privește lucrurile spirituale, are o lege a lui, mintea lui. Și Dumnezeu spune, n-am să te judec după numele lui Iisus Hristos, că nu l-ai auzit niciodată. N-am să te judec după numele lui Iahve, că nu l-ai auzit niciodată. Te judec după propria ta lege. Și ascultați, răutatea oamenilor este de asemenea, de asemenea, încât fiecare om își calcă propria lege a conștiinței lui. Calcă inclusiv limitele pe care el le așează în cugetul lui. În mintea fiecărui om este un tribunal care acuză și care judecă. Acuză și judecă faptele altora, dar în același timp acuză și judecă propriile fapte. Îmi permit să spun că nu există niciun om să fie ajuns vreodată la vârsta maturității și să nu se fi strâmbat la el însuși în oglindă datorită unei fapte, datorită unei vorbe, datorită unei circunstanțe. Ei, ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei 5:27-30. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu te potești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Actul acesta al privit este un act deliberat. Vreau să vă spune, bine domnule, dar ochii ce să fac? Ce să fac ochii? Spune-mi ce să faci cu ochii. Ia ascultați ce spuneam omului Dumnezeu Iov, Iov 31:1, făcusem un legământ, o lege, legământul
înseamnă legătură, lege. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Cu alte cuvinte, există capacitatea în om să pună legături, să pună limite, să pună granițe în ceea ce își permite să asimileze sau să nu asimileze. Dumneavoastră vă spune în fapt, că un pică sfatul, Spielport, fraților, nu facem semantică aici. Realitatea este că ceea ce educă inima noastră, ceea ce educă mintea noastră, ceea ce educă rațiunea noastră, sunt actele deliberate de a ne uita la televizor, la tot felul de tâmpenii. Actele deliberate de a citi tot felul de prostii. Actele deliberate de a butona și de a survola internetul pe unde te miunde. Este obsesia noastră cu persoane celebre, celebrități și cu istoria lor de viață, interviuri și așa mai departe. Adevărul este că mergem și luăm cu excavatorul din gunoiul lumii și îl băgăm în capul nostru. Și ochii noștri sunt dresați să se întoarcă în altă parte sau să se fixeze pe anumite lucruri. Când vorbim de priviri, când vorbim de ochi, ei sunt doar un mediu prin care acumulăm clișee și imagini din exteriorul nostru. Iar de ce spune Apostolul Pavel, să ne ridicăm privirile în sus, să ne gândim la lucrurile de sus. Eu n-am nimic împotriva televizorului, nu consider că un aparat păcătos sau sfânt. Însă vreau să vă spun că la ora actuală nici știrile nu mai sunt cenzurate. Și la știri când te uiți te închinezi. Cuvintele pe care le folosesc, imaginile pe care le prezint, cântele de istorie pe care le relatează la știri. Într-o oră de știri, și spui, mamă, dar la știri. Într-o oră de știri, ai băgat o sumă de mii de gunoi la tine, ca. Încetul cu încetul. Vreau să observați cum folosește diavolul mediile acestea de distracție și de informare, mediile culturale. Spre exemplu, în urmă cu 30-40 de ani, dacă o persoană era homosexuală, era să mergi pe acea stradă persoana respectivă. Au apărut filme unde oamenii ăștia au și bătături la, de fapt, pantofii bătături, au și urechi, ochi, nas, mâini, picioare, ca toți oamenii, suferă și ei, ajung și în spital, se îmbolnăvesc și de cancer, au și ei părinți, au și ei frați, surori, fac și ei bine, contribuie pozitiv la societate, sunt persecutați, sunt batșocoriți, încetul cu încetul, privind aceste lucruri, se creează un grad de simpatie, de empatie, dacă nu mai mult. Până când cazul se apropie de noi, așa s-a întâmplat în America, în familiile americane. Și oameni care au fost în stare să critique și să judece când a fost fata lui sau băiatul lui, a lăsat acum jos. N-am mai criticat măcar că în Israel cel mai vehement critic al faptelor rele a copiilor vrea să fie părinte. Nu mă întrebați că vă spun eu. Am avut părinți care, dacă veneau copiii îmbrăcați puțin mai nepotrivit în față, erau în stare să pună mâna pe cachiușe. Când a apărut fiică sau fiul său, dacă ei zici ceva, dar ce cu copilul meu? Pentru că doctrina și teologia noastră
se relaxează, se rarefiază datorită modului în care judecă mintea. Ori în momentul în care în mintea noastră sunt lucruri care devin acceptabile, mintea noastră este un animal care poate fi dresat, bombardat și dresat de informațiile pe care le primește, de sursele care ne educă. În continuarea cuvântării Domnului Iisus Hristos, proces spune că păcatul se săvârșește la nivelul inimii, la nivelul sufletului, înainte de a veni o realitate practică. Și aici un lucru foarte important. Vedeți, în Vechiul Testament, legea morală se baza pe act. Pe act în sine. Legea Duhului de viață se bazează pe ceea ce este în inima ta. Ce se întâmplă în inima ta înainte să devină o realitate practică. Păcatul imoralității e deja comis atunci când mintea îl ia, îl procesează și creează o imaginație. Un clișeu imaginar. A devenit păcat. Legea morală este îngustată, este strâmbtată în har. Și acum ascultați Matei 5:29. Terasă. Dacă de ciocul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Acum, spuneți-mi dumneavoastră, ce credeți că a spus Domnul Iisus Hristos aici? Unde e butucul și satârul? Foarte important. Credeți că să avem butucul și satârul, să avem niște clești de aia foarte ce de aia scoate mult, să tăiem mâini, picioare, că... Nu. Domnul Iisus Hristos vorbește aici figurativ. Și ceea ce vrea să spună este dacă prioritățile și preocupările tale care până la urma urmei se leagă de funcțiuni ale trupului, ale naturii tale firești, ale firii pământești. Ochiul tău care privește unde nu trebuie, mâna ta care se întinde în direcția în care nu trebuie. Dacă te fac să păcătuiești, taie relații, nu te mai duce unde te-ai dus, nu mai citi ce ai citit, și dacă trebuie, ia televizorul și dă pe el de pământ, în fața casei, să vadă tot ce citi. Pentru că toate lucrurile care îți formatează mintea, care o dresează să devină tolerantă, îngăduitoare față de lucrurile stricate din lumea aceasta, decât să ajungem iar mai bine pe aici de pământ. Vezi, ne uităm de foarte multe ori la filme despre care credem că sunt frumoase. Avem și canale puțin mai cenzurate. Nu arată așa prostie. Să nu neapărat imaginea vizuală a prostiei. Aia e foarte directă, bombardează mintea și nu produce stricăciuri mari. Însă să știți că mintea se denaturează conceptual. Conceptual. Deci vreau să fac o mică paranteză. Mintea noastră gândește în clișee și concept. Ce înseamnă clișeu? Clișeu înseamnă cuvântul scaun. Când spun scaun, noastră vă uitați la astea și vedeți scaunul ăsta. Dacă plecați peste 5 minute afară din biserică și cineva spune scaun, vă amintiți ultimul scaun. Vedeți un scaun în fața lor. Dar dacă spun conceptul sfințenie, mintea procesează conceptul, nu vede nimic. Mi-aș dori să mă vedeți pe mine, da? Să vă vedeți soțul, soția, nu? Ascultați, nu vezi nimic, dar înțelegi conceptul.
Ei, mintea preia toate informațiile, preia toate imaginile din jurul ei și le convertește în concepte, în concepte. Ați observat că la marea majoritate a conferințelor noastre, mai ales cele de tineri, majoritatea întrebărilor au de-a face cu ce e păcat și ce nu e păcat. Dar e păcat să bei, păcat social. Dar e păcat să te duci la cinematograf, dar e păcat să mergi pe stadion, dar e păcat să nu știu. Până la urmă o să ajungem să te spun, mă, nu e păcat, mi se vede ce nu iartă, mă, nu iartă, mă, nimic nu mai e păcat. Am stat doar de vorbă cu un grup de tineri și ne-am spus, mă, vezi, vă rog frumos să-mi spuneți voi ce e păcat și ce nu e păcat. Că atâtea întrebări puneți, că până la urmă nimic nu mai e păcat. Nimic nu mai e păcat. Ei, conștiința noastră convertește imagine despre rolul principal dintr-un film care evitează. N-ai cum să nu te îndrăgostești de el. E un actor foarte good looking. Are un caracter bun. Nu trăiește cum se trăia în antichitate. Ăsta trăiește în secolul 21. E curat, e scârcuit, e aranjat, are lungă la pantofi, are la pantaloni, are pantofi făcuți cu cremă. Deci, e scos din cutie idolul ăsta. Nu? Și se îndrăgostește una căsătorită de el. Normal că bărbatul ăla în realitate este o brută de om, e un nenorocit de om, este un scurcat de om, este un violent de om, este un abuziv de om, ăla vorbește urât, curg zdrențele de pe el, Ileana Cosânzeana scapă de zmeu, se îndrăgostește de făt frumos și dispar fericiți în abusul de soare. Nu trăim fericiți până avem pătrâneții. N-ai cum să nu te bucuri. Că a scăpat de nenorocitul ăla, că l-a înșelat, că s-a dus după altul. Și pe urmă auzim cazuri în biserică. A lăsat-o, l-a lăsat. Că era un așa, că era un așa. Că bine, Domnule, la Biblia spune că trebuie să existe doar motivul pricinii de preacurvie. Atât! Asta e singura cale de ieșire. Și, atenție, pentru că noi mai avem o lege superioară, legea iertării. Cum v-a iertat Hristos? Păi noi ce-am făcut? L-am înșelat pe Dumnezeu. Asta am făcut. I-am întors spatele Creatorului. Dumnezeu ne-a iertat. Afară de faptul că partenerul tău de viață vrea să continue să trăiască în stilul acela de viață mizerabil și nu se pocăiește, și nu se îndreaptă. Dacă se îndreaptă și se pocăiește, ești dator să ierți. Asta este poziția noastră. Însă nu-i așa că am început să devenim toleranți. Poate generic nu. Dar dacă este băiatul meu sau fata mea, a nimerit rău. N-am mai putut să suport. A ajuns la capătul puterii lor. O să credeți că sunt călători. Dar nu sunt. Am 8 fete căsătorite din 10. Și asta l-am spus la toate. Fetițo, scumpo, drăguțo, iubito, păpușito. Te-ai măritat. Îți scoși crucea până la cap. Dacă vii la mine și îmi povestești ce te doare și ce te supără, să iau o bucată de bulete, să spun aici pe umăr, și pot mă-mi ajut să pui crucea la loc. Mă rog, îți dau sfatul bun. Pentru că nu ți-a pus un nume la cineva pe urmăr. Și mulțumesc lui Dumnezeu, n-am avut nici măcar un schimb de cuvinte cu vreun ginere al meu, nici cu una din fetele mele. Însă poziția nu mi se schimbă doar pentru că e vorba de familia mea. Doctrina nu are relații de putere. Doctrina e independentă, doctrina se respectă. Scurt pe noi! De la primul până la ultimul om de pe pământul ăsta, nu contează cât de departe sau cât de aproape este. Contează că este vorba de cămașa mea sau cămașa altuia. Pentru că o doctrină care se poate schimba și modela în funcție de aceste lucruri, a doctrină.
atât de ce, dragii mei, trebuie să fim foarte atenți, că la nivelul minții suntem reeducați. Reeducați. Să nu aveți impresia că în societatea americană, în urmă cu 100 de ani, rata divorțurilor era 50%. Vă spun eu când a început să urce. În mod direct proporțional cu apariția Hollywoodului. Când în mintea oamenilor s-a clădit ideea, bă, decât să se bată, decât să se certe, decât să trăiască în iar, mai bine, n-aș vrea să spune că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Fraților, știu că nu toți bărbații sunt romantici și știu că nu toate femeile sunt drăgălașe și simpatice. Știu că uneori în casă se întâlnesc două murături. Știu. Am văzut. Am întâlnit. Poate din borcanul ăla cel mai iute posibil. Ai impresia că dacă îți schimbi partenerul de viață te îndulcești sau ai să dai peste unul mai dulce? Experiența spune că a doua căsătorie este o experiență mai proastă decât prima și mai scurtă. Știați treaba asta? Iar când a ajuns la a treia, sunt prea bătrân ca să mai ia de la început. Ascultați, există ceva special despre femeia din tinerețea ta și bărbatul din tinereții tale. Soluția nu este să tai firul căsniciei și să o iei de la capăt să mai încerci odată, ci să mai încerci odată cu aceeași persoană. Eu stau și mă gândesc ființe inteligente. De ce nu au atâta rațiune și atâta minte? Ca în mintea lor, în loc să fie inteligent, în loc să-și închipuie. Dacă aș fi fost cu ăla, dacă m-aș fi dus la altul, dacă aș... Te-am auzit? Unii care spun, își dau de exemplu la soț sau la soție, pe alți bărbați și femei din cercul lor de prieteni. Nu ești tu ca ăla, nu ești tu ca aia. Auziți, știți ce? Luați cuțitul și băgați-l în inimă, că e mai ușoară suferința decât să-i spui așa ceva. Asta este o crimă. Numai un criminal și o criminală poate să facă așa ceva. Ucizi dragostea din el sau din ea. De ce nu educăm mintea noastră după cuvântul lui Dumnezeu? Acum am saltat un pic o problemă pe care probabil o să o atingi mai mult din mintea. Ascultați ce spune Domnul Petru în Sfânta. Spune, rugați-vă împreună. Și când se întoarce, găsește Domnul și spune, ce un ceas n-ați putut să vă iați împreună cu mine. Și Domnul Petru spune, Duhul este plin de râvnă, dar trupul sau carnea este neputincioasă. Sunt mulți tineri care vin pentru consiliere, pentru că au niște pretendențe, au niște păcate pe care vor să le plictisească. Și o perioadă îndelungată mă duceam cu coșul de garbici la ei și își vărsau acolo toate supărările și toate durerile lor spirituale, falimentele lor spirituale. Și le dădeam tot felul de sfaturi. Mai pune scoate computerul de la tine din cameră, scoate cuietoarea, e o mare diferență între privacy și secrecy în familie, tot felul de sfaturi care, mă rog, m-am educat să le dau și eu. Ce-am observat cu o femeie este că aceeași tine, că dacă veneau prima dată și nu reușeau, mai veneau și a doua oară, și a treia oară, nu reușeau să scape de dependențe și de problemele cu care se confruntă. Atunci am spus, Doamne, dacă tinerii ăștia nu scapă,
înseamnă că este o problemă mai gravă decât tratamentul meu. Tratamentul meu poate ajută să lupte o săptămână, două, dar până la urmă nimerește înapoi în cătare. Prima oportunitate pe care o are, iar face lucrul pe care l-a făcut și ajunge la punctul zero. Ceva e rău cu sfaturile pe care le dau eu. Și am început să întreb cu privire la stilul lor de viață și am descoperit următorul despre tinerii care au dependențe și falimente morale și spirituale în viața lor și familiile care au complicații și probleme în viața de familie. Și am rămas șocat. Nu citesc Biblia și nu se roagă aproape niciodată. Și când vorbim de rugăciune și de Biblie, nu mă refer la ecranul din biserică și nu mă refer la rugăciunea pentru mâncare anumit Doamne că ne foame. Sau la capul patului dat. Nu. Mă refer un timp deliberat de rugăciune. Atenție! O oră de rugăciune pe zi, o oră de citit Scriptura pe zi. Ca să ți educi mintea. Că diavolul a luat ore în șir în fiecare zi. Când ai stat la televizor și ai avut timp să citești, să te uiți la televizor, să te uiți la meciuri, să te uiți la Dumnezeu știe la ce. Să survolezi internetul, să ți se lipească celularul de mâini. Și n-ai spus că ținosești viața și că n-ai timp. Și acum venim la mine și le spun. Soluție spirituală. În următoarele 2-3 săptămâni te rog frumos să citești Biblia în fiecare zi o oră și te rogi în fiecare zi o oră. Și cum să peste 3 săptămâni să vorbim. Văd cum le cade fața. Nu că îi așteaptă un aproape de la un fel de vrăjitorie așteaptă, de scândece, pilule puse mâini, ca mama. Ce nu bat de 7 ori într-un rău? Hei, râul în care îți cer să te confunzi este râul simțenii lui Dumnezeu, adevărului lui Dumnezeu, comunicării cu Dumnezeu. Și uitați-vă bine, frați și surori, e cineva care are probleme în familie, până nu o să începeți împreună să citiți Biblia o oră pe zi și să vă rugați împreună o oră pe zi, nu se rezolvă absolut nimic, pentru că firea pământească e hrănită și firea pământească ce are? Era unul care avea crescătorie de câini și făcea un show de bătaie de câini în ring. Și pariau toți care câini câștigă. Și el pariu. Nu, însă întotdeauna nimerea câinele care câștiga. Cum se băteau doi câini, așa, ăla câștigă. Oamenii se împărțeau, unii cu ăla, unii cu ăla. Câinele care el zicea că va câștiga, ăla câștiga. Și un prieten de-a lui l-a luat deoparte și zice, băi, aici este o afacere tenebrată. Cum adică totdeauna tu nimerești câine? Cum reușești? Păi zice, câinele la care dau mâncare, ăla câștigă. Pe unul hrănea și pe unul nu-l hrănea. Dacă tu hrănești firea ta pământească, ce pretenții să ai să se îmbunătățească relațiile tale în familie? Cum poți să vorbești frumos când tu asculti la televizor conversații cu cuvinte murdare, stricate și contaminate? Și mintea ta s-a obișnuit cu ele și nu le mai consideră. Când Biblia spune că asemenea cuvinte nici nu se audă între voi, cuvinte porcoase, glume proaste. Dacă ești la servici și în sala de mese s-au adunat prietenii tăi și povestesc tot felul de balamucuri, și tu stai acolo și hăhăi și râzi împreună, nici dacă nu spui nimic, mintea ta este contaminată, umplută, du-te și fă două plimbări în fața companiei, plimbă-te, mai dă jos 3 calorii și lasă-i pe ea să vorbească prostiile lor. Eu n-am nimic împotriva pescuitului, împotriva vânătorii, dar și acolo depinde cu cine te duci. Deci cu oameni de lume, te duci cu oameni care povestesc bancul, nu poți pe aia, poți să cânti cântări cu ea și să citești Biblia cu ea. Nu se duc acolo să citească Biblia și să cânte. Și dacă anturajele tale sunt întotdeauna contaminate, vor strecura în mintea ta lucruri care vor relaxa conștiința, vor lărgi spațiul dintre bariere și
te vor face tolerant la cuvinte, la vorbe, la expresii, la gânduri, la fapte, la acțiune. Ia auzi și spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni 10:3, măcar că trăim în firea pământească. Firea pământească aici este trupul care are simțuri, care are inclinații, care are necesități, nu? Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Ce hrănește sufletul? Biblia, rugăciunea și biserica. Preocuparea majoră a unui credincios trebuie să fie Biblia, rugăciunea și biserica. Și pe urmă, să vedeți cum încep să se dărâme întăriturile așezate de diavolul prin ani de televizor, ani de anturaje greșite, ani de relații toxice, ani de fire pământească hrănită bine. Când încep să faci Biblia în inima ta și în casa ta, când încep să faci rugăciunea în casa ta și în inima ta, când începe biserica să devină locul favorit de relaxare pentru tine și familia ta, să vezi cum încep să se dărâme toate aceste lucruri din viața ta și din familia ta. Că spune în 2 Corinteni 10:5, noi răsturnăm cerul, că vorbeam de întărituri, izvodirile minții. Asta înseamnă modul în care raționăm. Imaginațiile noastre sunt răsturnate și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face în rob ascultării de Hristos. Cum? Fiecare verset din Biblie pe care doar îl lecturezi, îl citești, îl bagi în inima ta. Știi ce face? Este un butuc care o să izbească în gândurile de stricăciune și de răutate. Fiecare minut de rugăciune în care vergi lacrimi și de roșu lui Dumnezeu este un minut în care cântă trâmbițele lui Dumnezeu în jurul Ierihonului și cad zidurile răutății și ale stricăciunii din familia și în viața ta. Pentru că acestea sunt înălțimi care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Filmele, internetul, relațiile toxice. Ce plătește cunoașterea de Dumnezeu în viața noastră? Scriptura, rugăciunea. Ieremia 17:9. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea. Cine poate să o cunoască? Dumnezeu o cunoaște. Pentru că Biblia spune în Ieremia 17:10, eu Domnul cercetez inima și cer rănunchii ca să răspundesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Foarte repede, ca să încheiem cercul, pericolul infidelității la nivelul minții. Imaginația creează idealuri nerealiste și imposibile. În filme, sărutul e perfect. Îmbrățișarea este perfectă. În imaginația omului, cu privire la stricăciune și la infidelitate, toate lucrurile sunt absolut ideale și perfecte. Mediul este ideal. Muzica de fond este ideală. Normal că n-ai de-a face cu copii care strigă noaptea, au coșmarul, cu copii care o răcrie și spun cetele lor și trebuie să te duci în mijlocul unui moment romantic, trebuie să schimbi daiele. Te-ai întors înapoi în dormitor, el sfărăie și tu abia ai ridicat pe pat și încă încerci să scapi de mediu. Normal că în momentele romantice ale imaginației, ea nu miroase a ceapă în bucătărie cu șorțul la brâu și nici nu arată diferit după câțiva copii pe care i-a născut. Și te uiți și zici, păi da, știi tu ce fel de viață duce un model ca să arate ca un model? Aia nu e niciodată nici mamă, nici nevastă. Tu nu te-ai însurat cu un model, te-ai însurat cu mama copiilor tăi. Și tu nu te-ai măritat cu un halterofil. Tu te-ai măritat cu unul care muncește de dimineață până seara și vine plin de praf
ca să pună pâine pe masă, un om normal. Imaginația este cea mai mare dușman al căsniciei și al fidelității. Pentru că niciodată femeia care și-a pus viața pe tavă pentru tine, bărbatul care și-a pus viața pe tavă pentru tine și care își sacrifică trupul și viața din crește până în tălp pentru fericirea ta și pentru împlinirea căminului tău, niciodată ei nu se vor putea raporta și compara cu imaginațiile noastre, hrănite de billboards și de filme și de mai știu eu ce. N-aveți impresia că actorii și actrițele sunt chiar așa de frumoși? Există ceva care se numește Photoshop. Că numai de-aia au pielea aia ca hârtie. Imaginația creează idealuri nerealiste, imposibil. Imaginația creează obsesii. Imaginația caută prilej. Încep să uiți în stânga și în dreapta. Am aminte într-o carte de Charles Dickens, este un lawyer acolo, sorry, frate Harry. Dar el era mai la început și încă nu avea subținut, n-avea clienți. Dar și-a închiriat o dubiană la stradă, dar și așa. Și s-a întâlnit cu un prieten cu mai mulți ani, ăla mersese la o altă de facultate, stau la o altă de facultate, și întreabă, cum ești? Păi am absolvit anul trecut. Și cum e? Păi te mi-am închiriat aici așa și... Și vin, da, vin, ai clienți? Da, clienți. Păi și atunci ce faci aici? Mă uit în stânga și în dreapta. Și să căuta client, nu? Care să vină, poate că intră unul și îl găsește de client. Să știți că asta face imaginația cu noi. Începe să ne facă să ne uităm în stânga și în dreapta. Și te întrebi, unde s-au întâlnit? Unde s-au uitat? Vă spun eu, unul care se uita în stânga și în dreapta s-a întâlnit cu una care se uita în stânga. Nu lăsa imaginația să-ți mute capul ca la porumbel. Și că porumbelul nu vede de gata de orice cap. Te mai uita în stânga și în dreapta. Și este chestiune de timp până când devine realitate, pentru că apare o oportunitate de a comite răul. Iată de ce spunea Iacov în numărul 12, ferice de cel ce era de ispita, că după ce a fost găsit cum va primi cu mâna vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce iubesc. Nimeni nu este ispitit să nu spune să-mi ispitit pe Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și eu însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Adică e ceva în interiorul tău, un crlit de care diavolul se poate agăța. De ce spunea Domnul Iisus Hristos? Iată, vine stăpânitorul lumii acestea, dar el nu găsește nimic. A încercat să harponeze, a încercat să se agațe de ceva și n-a găsit nimic în Domnul Iisus Hristos. Ei, când noi ne rugăm, citim Scripturile, venim la biserică, ne petrecem timpul cu lucrurile sfinte, toate urechile, cârligele astea de care s-ar putea agăța diavolul, sunt tăiate. Consecințe posibile ale infidelității la nivelul minții, cercul vicios al neîmplinirii, transformarea păcatului într-un stil de viață. O viață de vinovăție și repede, distrugerea familiei și cele mai mari victime sunt copiii, crearea unui mediu toxic, iremediabil, lipsa de încredere, pierderea iubirii, depărtarea de Dumnezeu și de biserică, pentru că începe să te deranjeze Dumnezeu și biserica, pentru că condamnă stilul tău de viață, de gândire și faptele tale. Și atunci, conștiința ta contaminată te face să fugi. Dacă conștiința ta este atacată și bombardată, ea începe să se simte inconfortabil. De asta avem la ora acolo biserici pentru o generație de oameni care vin să se simtă bine la biserică. Și singurul mod în care se pot simți bine la biserică e dacă nimeni nu mai predică nimic împotriva păcatului. Depărtarea de Dumnezeu și de biserică și distrugerea reputației și oprobiului public. Este reabilitarea posibilă? Exemplul e David, dar atenție, prin mărturisirea și părăsirea păcatului. Este o mare diferență între a mărturisi și a fi prins sau înascat. Dar printr-o pocăință sinceră și perpetuă, păcatul nu stă necurmat înainte, dar un om care se pocăiește toată viața. Dar prin capitulare și acceptarea disciplinii, disciplina bisericească. Nu mai vorbim de disciplina de ordin divin.
Aș vrea să citesc două pasaje și pe urmă să închei. În Ioan 8:3, atunci cărturarii și farisei au adus o femeie prinsă în preacurvie, au pus-o în mijlocul năbodului și au zis lui Iisus învățătorului, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se trecea preacurvie. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem pe pietrele de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată mirui, dar Iisus a plecat jos și se ia cu degetul pe pământ, fiindcă ei nu încercau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tirul piatra mea? Apoi s-a plecat iar și se ia cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul de unul, începând de la cei nebătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și că n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, femeie, unde sunt părinții tăi? Nimeni nu te-au sândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea și Iisus i-a zis, nici eu nu sunt, te-au sândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești, centrul de greutate este aici. Du-te, nici eu nu te-au sândesc. Dar să nu mai păcătuiești, că Dumnezeu nu se lasă la șocuri, pentru că există neabilitare în Hristos. 2 Corinteni, capitolul 2, la versetul 1. Am hotărât ale mine să nu îmi văd la voi cu întristare. Este vorba de Pavel despre corbarul din Corint. Căci dacă vă întristez, de la cine să mă aștept la bucurie, dacă nu de la cel întristat de mine? Și v-am scris cum am scris ca la venirea mea să n-am întristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie și sunt credințat cu privire la voi toți, că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor. V-am scris cu multă mântuire și strângere de inimă, cu ochii stătați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea mea înscrisă în lacrimi pe care am față de voi. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați, ca să nu fie dobărât de prea multă mântuire. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de El, căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul, dar pe cine iertați voi iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile Lui. Stimați frați și surori, Dumnezeu nu mai trebuie să lasă față cu El, cunoaște inima și simțurile și gândurile omului. Dacă cineva este în un anumit grad de decădere în ceea ce privește infidelitate, rețeta v-am oferit. Scriptură, rugăciune și biserică. Renunțarea la relațiile toxice, petrecerea timpului cu lucrurile sine. Este atât de simplu. Reabilitarea este în mâna lui Dumnezeu, dar și în mâna bisericii. Recomandarea mea este, urmăriți direcția slujitorilor voștri. Și în a disciplina, și în a reabilita. Pentru că ei răspund de sufletele noastre înaintea lui Dumnezeu. Nu le faceți viața grea atunci când ei disciplinează voi să compătiniți pe cel disciplinat înainte de vreme. Pentru că Pavel a spus să fie dat afară din mijlocul vostru, nici măcar n-a avut să intre în biserică. Când a trebuit luat această decizie, dar nu spre rău, ci spre pocăință. Și atunci când slujitorii reabilitează, nu vă treziți să fiți judecători în prima determinării lor să nu lase pe Satana să aibă. Căutați să vă rugați pentru slujitor, căutați să vă rugați pentru cei căzuți și rugați-vă pentru cei reabilitați. Pentru că scopul lui Dumnezeu nu este să ne transforme într-un normal de cadavre. Scopul lui Dumnezeu este să ne